această încurcătură exact la nivelul infrastructurii și exact la nivelul traficului. Sigur că domnul Lucian Bode crede că rezolvă această problemă cu înăsprirea legislației. Și există această stare în care se consideră că în România sunt foarte multe accidente pe șosele pentru că nu este suficient de aspră legislația. Trebuie înăsprită legislația și așa mai departe. Nu se gândește nimeni. Bă, dar poate tocmai din cauza infrastructurii e problema care este. Tocmai din cauza infrastructurii, cu atât mai mult cu cât astăzi avem o informație oficială, România este țara cu cele mai mari probleme de infrastructură din Uniunea Europeană. Ne-o spun bulgarii extrem de amărâți că doar românii stau mai prost decât ei la capitolul infrastructură. Îi spunem bună seara domnului Cătălin Codescu, președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație. Bună seara, domnule Codescu! Bună seara, bună seara, mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim că ați acceptat-o. Am sesizat o preocupare din partea Ministerului de Interne pentru, nu știu, pentru a găsi o strategie, cele mai bune soluții, în ideea în care să avem mai puține victime pe străzile din România. Momentan reușim doar să avem mai puține străzi și șosele și autostrăzi în România. Dar aș vrea să vă întreb, poate fi și lipsa infrastructurii sau drumurile extrem de proaste? Pot fi și acestea cauze ale numărului mare de accidente cu victime din România sau pur și simplu nu erau amenziile suficient de mari? Nu, problema infrastructurii este problema cheie. Noi, anul trecut, dacă nu mă înșel, am trimis o adresă către Comisia de Transporturi din cadrul Comisiei Europene, Direcția de Transporturi din cadrul Comisiei Europene și ne-au răspuns foarte clar că, într-adevăr, infrastructura rutieră este factor cheie în ecuația siguranței rutiere și că principala problemă pentru creșterea gradului de siguranță rutieră o reprezintă infrastructura. Vedeți, dumneavoastră, vorbeați de strategie. Noi avem de 3 luni de zile pe hârtie o strategie a siguranței rutiere pentru perioada 2022-2030, pentru că, într-adevăr, suntem țara cu cele mai nesigure, cele mai negre, cele mai pătate de sânge artere rutiere din Europa. Dar această strategie este doar un document formal care, din păcate, nu implementează principii sănătoase, solide, nu validează niște valori în jurul cărora să fie implementate niște principii sănătoase pentru a crește gradul de siguranță rutieră. Principalul principiu într-o strategie de siguranță rutieră este următorul. Omul poate greși. Omul este supus greșelii. De aceea trebuie să creștem atât de mult calitatea factorului drum, astfel încât atunci când a apărut o eroare umană să nu se producă un accident sau dacă totuși s-a produs accidentul, consecințele să fie mai puțin grave. Acest lucru la noi nu a fost nu este recunoscut, nu este îmbrățișat. Acest principiu este ignorat total de autorități și, într-adevăr, infrastructura rutieră este factor cheie. Infrastructura rutieră stă la baza unui procent foarte mare de accidente, dar, din păcate, ceea ce este foarte grav este faptul că problemele evidente de infrastructură nu sunt prinse în cauzalitatea accidentelor. Noi avem în statistica poliției române doar 0,2-0,3% din accidente ca având cauzalitate factorului. Deci oficial pentru autoritățile statului român, problema infrastructurii nu e relevantă în peisajul tragic al accidentelor rutiere. Pentru ei nu e asta problema. Așa este. E ciudat incredibil. Pentru că până la urmă și la nivelul vitezei, în psihologia vitezomanului, cum este el denumit la știri, și la nivel de psihologie, totuși, dacă mergi pe infrastructura asta cu 20, 30, 40, 50 la oră, unul la mână, la un moment dat când prinzi o șosea mai bună, îți vine să accelerezi în mod periculos. Asta unul la mână și doi la mână. Pentru a recupera timpul pierdut da. Pe drumurile extrem de proaste sau și doi la mână. Secolul trecut. Una e să mergi totuși cu un DN de ăsta, să zicem, cu 90-100 la oră și alta e să mergi într-un sat, într-o localitate cu 100 la oră. Totuși, este vorba de ce pui la dispoziția șoferului. Totuși, timpul pe care l-avem e limitat. Nu poți, domnule, să mergi ca pe vremuri, când vremurile sunt cele de acum, cu viteza de atunci. E o absurditate în care ne aflăm. Și mașinile sunt altfel, simți altfel viteza mașinii. Ați avut vreo inițiativă în sensul în care să le semnalați autorităților, din calitatea de președinte al asociației pe care o conduceți,
că există și această problemă în România, problema infrastructurii. Le-ați transmis vreun memoriu, le-ați sesizat, poate nu și-au dat seama. Avem nenumărate memorii depuse de la mai toate autoritățile statului. Aș vrea să vă dau un exemplu. Anul trecut s-a produs un accident de circulație soldat cu deces unei persoane și vătămarea gravă a altei persoane pe autostrada București-Pitești, pe la kilometru 40. A fost dat pe la toate posturile de televiziune. Un camion circula cu roțile din dreapta pe banda de siguranță și a intrat în trei mașini care erau oprite pe banda de siguranță pentru rezolvarea unor probleme tehnice. Și la momentul respectiv am fost la fața locului, am sesizat faptul că marcajul care delimitează partea carosabilă de acea bandă de siguranță era un marcaj simplu, un marcaj structurat și nu marcajul prevăzut de normele în vigoare privind șosele de mare viteză, și anume marcaj rezonator. Singurul care transmite acel mesaj eficient, atât sonor cât și în volan pentru conducătorul auto. Deși acest marcaj rezonator este obligatoriu pentru autostrăzi. La noi nu a fost. Noi am spus și atunci, dacă ar fi existat marcaj rezonator, erau șanse mari ca acel accident să nu se producă. La 2-3 săptămâni după intervenția noastră pe la toate trusturile de presă, a apărut un ordin intern la nivelul Companiei Naționale de Autostrăzi, în care s-a menționat foarte clar că din ziua respectivă, de la apariția acelui ordin, pe toate autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale deschise traficului european, să se pună numai marcaj rezonator. La fel s-a întâmplat și cu accidentul de la Ciurel de anul trecut, când un tânăr de 34 de ani și-a pierdut viața. Din păcate nu a fost singurul care și-a pierdut viața la podul Ciurel. Am ieșit în presă, am transmis comunicate în acest sens și după ce am fost extrem de aspri cu cei de la care administrează rețeaua rutieră din București, la circa 2-3 săptămâni s-a schimbat acel sistem de parapete de protecție și într-adevăr... E incredibil. Ce ne spuneți dumneavoastră e că doar în urma unei tragedii și doar după ce ați semnalat cauzele, ce țin de semnalizarea rutieră de această dată incorrectă sau de alte deficiențe de gen, s-au mișcat autoritățile. Păi, da, dar noi se lucrează. Vă rog. Se lucrează pompieristic. Mai întâi se așteaptă, din păcate, să se producă tragedia și nici atunci nu se întâmplă nimic, pentru că dacă ne uităm în urmă la podul Ciurel, de exemplu, 7, 8, 9 persoane, nu știu, și-au pierdut viața în acea zonă și nu s-a întâmplat nimic până nu am ieșit noi în presă și i-am acuzat că cei de la administrație condamnă la moarte pe șoferii din București, și numai după acele declarații astea ale noastre, la circa 2-3 săptămâni s-a schimbat sistemul de parapete de protecție. Bun, deci tragedii și apoi pusă reflectorul fix pe responsabil, altfel nu se întâmplă nimic în țara asta. De altfel, vă amintesc, mai avem câteva secunde, vă amintesc accidentul tragic în care și-a pierdut viața un copil lovit de o mașină de poliție pe trecerea de pietoni. Abia după acest accident, locul a fost marcat corespunzător, au venit, au tras liniile pentru zebră și toate cele, altfel nu exista niciun fel de interes. Vă mulțumim mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit astăzi. Vom relua acest subiect pentru că nu putem să stăm doar în baza domnului Bode, care pentru a salva vieți crește amenziile și crede că ți-a rezolvat totul, domnul Buzăianu. Da, mulțumim pentru intervenție. Luăm o scurtă pauză. Cătălin Codescu, președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație, a fost în legătură telefonică directă cu noi. Ne întoarcem imediat.